La ăsta i-am dat tensiune și la ăsta. Deci, practic, care sunt? Acest buton e activ și acest buton. Bun. Și cu ăla. Sunt cele mai noi echipamente de care dispun elevii și profesorii de la școala duală Banat, iar drumul profesionalizării a început deja încă din primele ore ale noului an școlar, grație donației pe care a primit-o liceul Regele Ferdinand I din partea unei mari companii de anvelope din Timișoara. Până acum mi se pare foarte interesant. Echipamentele sunt foarte bune, din punctul meu de vedere. Am dorit să învăț aici, când mi-a spus un coleg de școală care învață aici, și mi-a spus că e foarte bine și eu am dorit să fiu ca și tata meu, să fiu tot electrician și m-am pus la așa muncă. Mi se pare foarte interesant pentru că știu că această meserie este grea de găsit în acest oraș și dacă am posibilitatea să aleg această opțiune, de ce să nu aleg? Am încredere în mine. Noile echipamente îi vor ajuta pe elevi să învețe meseriile căutate de mediul economic din regiune. Donația pe care o vedeți în momentul de față este pentru noua meserie solicitată de agenții economici, mecanic, echipamente hidraulice și pneumatice. Este o donație în valoare de 15.000 de euro, donație pe care elevii noștri o folosesc în orele de laborator tehnologic, deoarece, cum bine știm, în învățământul profesional dual, practica o fac la agentul economic. Fabrica de anvelope din Timișoara a dotat laboratorul de mecanică, hidraulică și electropneumatică a liceului. Sunt aceleași care sunt folosite și de angajații fabricii, pentru ca tranziția elevilor spre piața muncii să fie mult mai ușoară. Era important pentru noi să realiniam nivelul tehnic de ce avem la fabrica, la nivel de echipament, și să facem o donație cu niște echipamente care sunt exact aliniate cu ce găsim în fabrica. Important pentru noi este că când trenuim student la școală, când ajung la noi în fabrica, nu sunt pierdut și găsesc același nivel de echipament tehnic. Integrare se face mult mai repede dacă au deja folosit echipamentele acolo, bineînțeles. În anul școlar 2022-2023, aproximativ 200 de elevi învață o meserie în cadrul sistemului profesional al Liceului Tehnologic Regele Ferdinand I.